camere ce sunt în și invitații. Conform procedurilor stabilite prin regulament, toți reamintesc ordinea de zi propusă pentru ședința ordinară de azi. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziția produse la aferente programului și contractelor sau acordurilor cadru de prestare sau de derulare a la nivel local. Inițiator sistemat. La punctul al doilea, de asemenea, un proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap și stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile privind activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul curent. Inițiator sistemat. Continuăm, sau propun să continuăm, tot un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului UAT Bogdanel de Tupacov pe trimestrul al doilea 2021, inițiator semnatul. La punctul al patrulea, propun un proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii UAT Bogdanel cu județul Bacău, în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în cadrul proiectului Bacău Smart Funding. Inițiator sistemat. La punctul al cincilea figurează, de asemenea, un proiect de hotărâre privind avizarea documentației planului urbanic regional pentru construire locuințe, piscine, teren sport, căsuțe, camping, foișoare, împrejurire teren și ale industriale. În Comuna Bogdănești, satul de pe Piețul Bacău, beneficiar Dobrescu Daniel Dragomir și Dobrescu Denisa, inițiator sistemat. Punctul al șaselea. Înseamnă tot un proiect de hotărâre privind alocarea UAT Berez Bistrița în calitate de membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADI, respectat și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia și inițiatorul de semnat. La punctul al șaptelea, figurează, de asemenea, proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privat la nivelul Comunei Bogdănești de Tupacău pentru perioada 2021-2025, inițiator sistemat. Punctul al 8-lea își propune un raport cu privire la activitatea desfășurată de asistență personală pentru persoane cu handicap de semestrul 1-2021, prezintă doamna scrutară Lămâința Elvira Consiliere. Punctul al 9-lea, o informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor în registrul agricol pe semestrul 1-2021 la UAT Bogdănești de Tupacău, prezintă doamna Bursul Rodica Referent. Și punctul al 10-lea, cel de cutumă deja, solicitarea adresată Consiliului Local. Să spun la vot ordinea de zi anunțată, cine este pentru. Mulțumesc pentru acceptare. Și vă predau ștafeta președintului de ședință, care îi doresc succes, ca și tuturor celor care suntem aici. Da, vă mulțumesc, domnul primar, stimați invitați, domnul consilier și doamne consilieri. Înainte de a de la ordine de zi, îi dăm cuvântul domnului secretar general să prezinte procesul verbal la ședința anterioară. Da. Dacă pe marginea procesului verbal încheiat în ședința din 24 iunie 2020, aveți de făcut ceva observații, completări sau eventuală adăugiri? Dacă nu supun la vot procesul verbal încheiat în ședința din iunie 2021, cine este pentru? Da. În unanimitate de tot, procesul verbal încheiat în ședința anterioară a fost aprobat. Mulțumesc. Deci, pe ordine de zi, la punctul 1, proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractului acordului cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local. Inițiator, domnul primar. Da. Și Comisia de Sanitate numărul 2. Dăm cuvântul domnului. Vă să prezint mai întâi proiectul de hotărâre. La primul articol, tocmai de citată să vorbesc, neasumarea responsabilității de către noi ca comunitatea locală a
derulării procedurilor de atribuire a contractului sau acordurilor date pentru achiziția produselor și a contractului sau acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative referente programului pentru școli în România pentru perioada 2021-2023. Articolul 2. După aprobare, primarul Comunei Bogdan Județul Bacău va aduce la îndeplinire hotărârea prin compartimentul achiziției publice. Articolul 3. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei domnul Marcel Vasile, primarul Comunei Bogdan Județul Bacău, doamna Iskin Carina, Consiliul Județean Bacău, instituție prefectul Județul Bacău și va fi adusă la cunoștințe publice în condițiile legii. Evident că dumneavoastră în comisii a luat cunoștință de acest proiect de hotărâre, ca și de motivarea respectiv, conform codului administrativ, îmi revine sarcina să reamintesc prin referatul de aprobare la acest proiect de hotărâre, cum de s-a ajuns aici. Am luat în considerare caracterul complex al relaționării dintre administrația locală și instituția școlară și raportul compartimentului juridic, respectiv achiziție publice. Într-adevăr, la documentația respectivă de aceste proiecte de hotărâre se găsește și raportul de specialitate privind aprobarea programul pentru școli și a României în perioada 2021 este raportul domnului Iftinda, care, printre alte atribuții, răspunde și de achizițiile publice. Probabil că remarcați, nu este prezentă, ca și doamna scutară, sunt în concert. Este perioada când, în mod firesc, și angajați din instituția noastră, beneficiată de un drept constituțional. Ea spune așa, în final, propune inițierea unui proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulare procedurilor de atribuire a contractului și acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor sau acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru perioada amintită, 2021-2023, poate local cu nemulțumim, urmând ca aceste proceduri să fie derulate de Consiliul Județean. Ele au fost derulate și până acum. Probabil, a intervenit o modificare, o completare a legislației, poate sunt și variuri care au capacitatea sau interes. Ne nu rămâne decât să solicit Consiliului Local să aprobe proiectul de hotărâre în forma propusă. Mulțumesc! Mulțumesc și de domnul primar. La Comisia numărul 2, domnul președinte. Comisia a analizat proiectul și a analizat în forma propusă de asta. Da, mulțumesc. Dacă vede domnul consilier, vă să ia cuvântul la acest proiect. Dacă nu, avem domnul cuvântul, spun pe aprobare. Cine se crede? Deci, în unanimitate, de domnul proiectul de hotărâre, da, vă mulțumesc. Sau vă genitizează, toată doar. Da, deci, la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap și stabilirea nivelului contribuției anuale la criteriile privind activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Inițiator, domnul primar. Și Comisia de Socialitate, numărul 1 și Comisia numărul 3. Dăm cuvântul domnului primar. Da, mulțumesc. Nu este un precedent, ne-am mai întâlnit cu asemenea situație în fiecare an. Este un proiect de reglementare și, în același timp, un proiect care se numește solidaritatea administrației locale cu persoanele aflate în dificultate, de la cei mai mici, putem spune, până la persoanele vârste aflate în diferite situații care au acele numitori.
discutate. Nu întâmplător, reamintesc, proiectul de hotărâre este dedicat protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021. Poate este un pic mai târziu, au fost niște clarificări între noi ca administrație locală și Consiliul Județean și s-a stabilit același procent de participare a bugetului local pentru finanțarea acestor pe care au nevoie persoanele aflate în dificultate. La primul articol propun stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Bogdănești în procent de 35% din sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciilor respectiv, astfel cum sunt ele stabilite prin hotărârea Consiliului Județean la numărul 85 din 25-6-2021 și nivelul prevăzut de standardul de cost aprobat prin hotărârea de guvern pentru anul 2021. Articolul al doilea propune aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențială a persoanei cu handicap. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răzvan Mamina, consilieră, aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, respectiv pe compartimentul contabilitate. Și al patrulea, după aprobare, secretarul general al Comunei domnului Doi Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușca Nicolae, primarul Comunei, compartimentul financiar contabilitate și instituției prefecte. În esență, referatul pentru aprobare susține considerarea pe care am prezentat-o pe acesta. Da, doamne, da, vă mulțumesc și noi. Comisia numărul 1, Tricolor. detaliere, pe capitole, pe
structura specifică oricărui buget public, respectiv partea de venituri, partea de cheltuieli. Și de interes sunt câteva considerații făcute de doamna Fontană în legătură cu felul cum s-a derulat executarea bugetului comunei în acest interval de timp respectiv, primesc la Olgăra. Printre altele, de obicei, se începe cu ceea ce reușim să colectăm din veniturile proprii, taxe și impozite locale. Și aici reamintesc o evoluție similară, comparativ cu anii precedenți. Spuneam că în primul trimestru, fiind în trimestrul al doilea, atingem niște procente record, să spunem. Din ceea ce obișnuiesc cu adevărat contribuabile. Și asta ne onorează. Se grăbesc chiar la început de an să-și achite taxele și impozitele. Sigur, se beneficiază atâta cât am considerat că este bine pentru finanțele comune și de acel bon. De aceea, pentru trimestru în analize, la încasarea taxelor și impozitelor, s-a atins procentul de 188. Apoi, dacă se analizează realizarea veniturilor atât pentru secțiunea de funcționare, cât și pentru secțiunea de dezvoltare, aici aș face observația ca să putem înțelege de ce procentul este mai scăzut. La veniturile proprii, am spus, asta înseamnă taxe și impozite locale. La secțiunea de dezvoltare primim și alte surse de finanțare, programele de finanțare, știți că avem programul de finanțare de la Ministerul Dezvoltării pentru investiții. Avem și ceva fonduri europene. Pe de altă parte, lucrurile la secțiunea de dezvoltare se desfășoară într-un ritm propriu. De aceea, aici sumele sunt mai mari, pe de o parte, pe de altă parte, cheltuielile sunt într-un ritm mai mic decât la secțiunea de funcționare. Procentul de realizare a veniturilor, deci bani din impozitație, bani din alte surse de finanțare, cumulate înseamnă 53%. La secțiunea, la partea de cheltuieli, pentru secțiunea de funcționare, astea trebuie să vină obligatorii și în altă rând, este un procent de 71%. Se sublinează aici, în mod firesc, au fost efectuate cu responsabilitate, respectiv prevederea de valoare. Dacă luăm împreună cheltuielile, atât pentru secțiunea de funcționare, cât și pentru secțiunea de dezvoltare, într-un fel este o realitate raportată în oglindă cu realizarea veniturilor, cele de 53%. Am spus pentru secțiunea de funcționare, secțiunea de dezvoltare și cheltuielile pentru cele două secțiuni, cumulate înseamnă 35%. Mai avem un sistem de referință, respectiv un procent de 27% numai pentru secțiunea de dezvoltare. Aici alocările bugetare sunt consistente, de ordinul milioanelor. Și dacă facem o comparație cu o analiză similară pe anul trecut, procentul atins, respectiv de 27%, este poate cel mai bun în comparație cu alt an. Pentru că aici avem resurse bugetare consistente pentru proiectul de apă și canalizare. Construcția a reușit să
atingi un mai bun, respectiv și banii cheltuiți au fost într-un fond superior. Deocamdată atât. Da. Vă mulțumim, domnul primar. Comisia nr. 1. Domnul Michel. Analizând execuția pe primă și domnul 2, am luat de Moldănești, comisia numărul 1 de specialitate ar fi dat favorabil proiectul de hotărâre. Da, vă mulțumim. Dacă domnul consilier, ați spuneți mai cuvântul. Da, deci în unanimitate de voturi și proiectul la punctul 3 de mori de atât de la mulțumesc. Mulțumesc. Deci, în oameni zi, proiectul hotărârii privind aprobarea asocierii cu Atei Bortolești, județul Bacău, în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducerea a birocrației pentru cetățenii în cadrul proiectului Bacău Smart Punti, inițiativ domnul primar și comisia nr. 3 recomandă. La primul articol propun aprobarea asocierii Comunei Moldănești cu județul Bacău, Consiliul Județean, în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățean în cadrul proiectului Bacău Smart County, cont SMIS 136013. Când e vorba de modificare, procedează ca atare. Articolul al doilea propun să se împuternicească primarul Comunei Bogdan Vete Bacău ca numele și pentru Comuna Bogdanești să se vede contractul de asociere prevăzut în anexa la hotărârea Consiliului Județean la numărul 99 din 20-a clasă 2021. Articolul al treilea, ultimul, după aprobarea hotărârii va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei, domnul Ceru Vasile, primarul Comunei Moldănești, Consiliul Județean Bacău, instituție prefectul de Bacău, să fie adus la cunoștință publică condițiile de lege. Aici am explicat preferatul de aprobare, mergând pe ideea de ca conținut în primul articol. Deci, este un proiect precedent al Consiliului Județean, pe care personal cred că avem toate motivele să-l apreciem, pentru că orice proiect de hotărâre răspunde și unor necesități în context. Noi avem probleme cu ceea ce se numește compartimentul de urbane și nu numai noi. Noi și București, că până la București noi sunt și alții. Nu avem un funcționar public, așa cum cere legea, care se gereze această funcție. Repet, funcționar public, nu contractual, nu altfel. Nu suntem singuri. Dumneavoastră ați văzut că sunt și alte orașe de județ care trec în aceeași situație. Paradoxal, am manifest, am constatat și în comunele din preajma Jandisului, comună franceză împrăsită cu noi. Specialiști în domeniul urbanismului, arhitecți în primul rând. Aici ar trebui să avem chiar funcția de arhitect. La ora actuală, nici Consiliul Județean nu are un arhitect plin, să spunem. Dacă ați văzut la funcția de arhitect, se semnează acolo pentru. E cer o pregătire specială, dar la specialiști, mulți, cu cel simplu, nu se implică, nu doresc să ocupe un post acum. Ca dovadă că în pregătirea lor intră și ceea ce se numește asumarea responsabilității și sigur că o fac din motive dictate de propria conștiință. Sunt multe lucruri, mai mult sau mai puțin misterioase, care se întâmplă în domeniul urbanismului și în amenajarea teritoriului și în orice simplu, nu singur rămâne pentru aceste posturi, care
înseamnă competențe deosebite, inclusiv în plan oral, și nu sunt nici plătite cum trebuie. Am încercat să găsim un funcționar responsabil. Pur și simplu, când au auzit cât pot câștiga la Comuna Bucănești, nu s-au mai arătat deloc interesat. Atunci, Consiliul Județean a venit cu această soluție pentru ajutorarea celor care trebuie să se deplaseze la respectiva instituție ca să obțină certificat de urbanism și mai ales autorizare pentru construcție. Prin acest acord, cetățenii care au nevoie de respectivele documente fundamentale pentru partea de construcție sau intervenție asupra imobilor, își vor putea realiza o parte din obligațiile de tip birocratic la comună, deci la comuna mare. O să primim un copiator care poate să realizeze multe dintre formulare cu titlu gratuit. Exact așa cum se precizează și în partea explicativă a documentației care provine de la Consiliul Județean, am reamintit acest lucru și în referatul de aprobare pentru a ușura. Aici sună foarte mai frumos decât realitatea pentru reducerea birocrației pentru cetățean. La articolul al doilea am spus despre ce este vorba, al treilea urmează să comunicăm. Nu rămâne decât să vă solicit, sunt convins că ați reflectat pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc! Ne va mulțumesc la urmări. Comisarul numărul 3 ridică, a dat adres favorat acestui proiect. Vă mulțumesc și eu. Dacă este domnul consilier, vreau să ia cuvântul acestui proiect. De aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, majoritatea de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Da, mulțumesc. Deci, nu vor zi. Proiect de hotărâre privind adaptarea documentației plan urbanistic global, construire locuințe, piscine, teren, port, căsuțe, fiebri, păieșoare, cu trezbuire, teren și ală industrială, Muna Bocănești, stat prefer, cu Bacău, cu oficial Găvrescu, Daniel Dragomir, Găvrescu de Rețea, inițiator domnul primar și comisia numărul 1. Prin domnul întâmplare fericită, nu ne repartăm foarte mult de precedentul proiect care, prin bunăvoința dumneavoastră, a devenit hotărâre. Vedeți că el se intitulează plan urbanist zonal pentru construire locuințe, piscine, teren, port, căsuțe, camping, foișoare, împrejurile teren, ala industrială, undeva în statul Filipești. Solicităm și respectiv beneficiar. Probabil este vorba de o familie. Dobrescu, Daniel Dragomir și Dobrescu Denisa. Tot dintr-o întâmplare, zic, la fel. Pe care personal mă bucur, suntem vecini. Oarecum. O să dezvolt la referatul de aprobare și la această documentare care este destul de consistentă. Confirm într-un fel ceea ce spuneam. Este o treabă serioasă tot ce genere de urbanism. La prim articol propun să se alegeze documentația planul urbanistic zonal depusă de domnul Dobrescu Daniel Dragomir și doamna Dobrescu Denisa în vederea implementării proiectului construirii locuințe, piscine, teren sport, căsuțe camping, fărișoare, prejurile de teren și hală industrială, comuna Bucănești, statul de fiecare de Bacău, beneficiar Dobrescu Daniel Dragomir și Dobrescu Denisa. Al doilea articol.
Continuă următoarea, după aprobare, doamna Toma, care ne ajută să ținem legătura cu urbanismul Consiliului Tăcean, referent în aparatul de specialitate al urmărului, vă rog să ne aflăm în direct, dar în și al treilea. După aprobare, secretarul general al Comunei Comunitării Vacile va comunica o dorire primară Comunei Comunitării, doamna Toma Viorica și instituții prefectă, prefectă patrona. Este o documentație consistentă și foarte interesantă. L-am studiat cu mare atenție, văzut mai mult cu cât suntem apropierea acestei investiții, începută deja cu parte din componentele acestei investiții există. Urmează și altele. Probabil, în mod firesc, se dorește intrarea în legalitate. Nu știu că la capătul asemenea documentată. Aș, pentru corecta înțelegere sau pentru a face asta înțelegere, vedeți că vorbim pe de o parte de un plan urbanistic al comunei. Și de data aceasta, un plan urbanistic zonal. E clar că cele două planuri au legătură. Este, dacă vreți, un plan urbanistic mai mic, în comparație cu planul urbanistic general al comunei. Și, cu atât mai mult, ele nu sunt incompatibile, din potrivă. Trebuie să rămână într-un raport de parte întreg ferestră, pentru vezi de complementaritate. Ați văzut o documentație foarte frumoasă, în care se prestigează amplasamentul suprafața planului urbanistic zonal. Și am fost atent, am recepit ca să înțeleg ceea ce trebuie să avem în vedere cu toții. Vorbeam, ați luat cunoștință cu ocazia unor anchete desfășurate și în alte părți ale țării, mai ales în București, dacă există contradicții între ceea ce ne dorim cu toții în acest domeniu foarte sensibil, ca lucrurile să fie în ordine, sau putem suporta cu toții niște consecințe din neatenția noastră sau din lipsa bunei prevenții. Probabil ne gândim cu toții la activitatea care se va desfășura în acea ală industrială. Și de fiecare dată am găsit cel puțin două pagini sintagma că va fi o activitate nepoluantă. Acolo își desfășoară sau își va desfășura activitatea cu o fabrică de mobilă. Deocamdată mă abțin ca să pun numele, poate nu e bine ca publicitate, dar poate vă veni ziua. Asta, sigur, ne poate conduce și la ideea de beneficii pentru comunitate, în momentul când ai o activitate de sec industrial. Ne gândim cu toții la creșterea potențialului fiscal al comunității. Am apreciat de timpul că respectiva familie care solicită acest plan urbanistic zonal, deja a ajutat în zona, a făcut un lucru pe care noi nu l-am făcut suporta, sigur, cu prioritate. El este persoană interesată. A ordonat curțile de pe Bertan prin zonă, torenții, și cred că a cheltuit cel puțin 1 miliard de lei pentru acest canal de descurgere. Domnul Ceroșu, care e în zonă, cunoște amenajarea făcută la drum de către familia care solicită acest plan urbanistic zonal. Suntem aici ca să-i ajutăm pe investitori cât putem noi să vină
proiecte. Am avut și discuții, mai ales în perioada când desfășura activitatea domnului Stângă la noi. El așteaptă, într-adevăr, și această investiție de apă și canalizare. În momentul când ai investiție, nu poți să care îngălează cu apa. Sau să facă, nu știu, să izvor pasager. Și știu că mai are probleme, poate domnul viceprimar care e din meserii, o să poată ajuta mai mult cu asigurarea trifadelor. Nu mă pot de la asta. Îi convine să-și aducă industria aici, că sunt alte stații prin botete, care, în mod sigur, o să ne prindă de mult. Sunt convins că ați reflectat și sunt convins că îl veți aprova. Mulțumesc în anticipat. Atât, domnul Claudiu. Comisia numărul 1, Comisia numărul 1, am fost dat acest lucru, dacă nu am fost dat acest lucru. Domnul Comisia numărul 1, vreau să spun la domnul Comisia. Aveți certitudine că nu va fi un factor poluant, având în vedere că se va lucra cu lemn. Ok, înscris doar pe cerere. Dar e ceva cert? Pentru că nu ar fi primul caz care s-ar și-ar schimba pe patrul destinația. Adică destinația unui plan urbanistic se poate schimba. Unui proiect urbanistic se poate schimba și nu știu dacă avem o certitudine pe partea poluantă. Și mai ales că între zone, e locuibil, nu e undeva la periferie. Deci proiectul de hotărâre, înscris la ordinea de zi dacă trebuie. Da. Eu doar întrebam pentru că domnul primar... Trebuie să doar avizarea cursului, da? Da. Da. Responsabilitatea respectării, da? Și revine persoanei care v-au solicitat. Deci, eu ce ori am spus aici, trebuie să respecte. Sunt organe de control, sunt... care trebuie probabil că se va afecta de mult întâmplător. Puteam să nu bun, dar am precizat că o parte din investiții sunt realizate. Pe sine încă nu-i v-am spus. Deci nu sunt probleme de poluare, de persoane de față. Și repet, eu am încercat să fac datoria pe planul conștiinței. Dar mă numărul special. Activitatea de tip industrial din Hama menționată este nepoluantă și cineva o semnat acolo. Că o fac pentru că imobile nu prea poluante. Da, domnule viceprimar? Da, domnule, veneam la un client, adică la o problemă. Dar eu sper că la Ion, când face tere, o să ideea cu transformatorul să nu o să fiu atent să-mi ia direcția la nu mă întâmplat să le înregistrăm, adică mi-am pare rău că nu s-a întâmplat, dar cred că trebuie să fie ceva. Acum doar este avizarea pozului. Da, când se va aproba pozul, poate nu da. Pentru că sunt probleme. Vă mulțumesc. Mai știam la cuvântul. Dacă nu spun de aprobare, ce este pentru? În calitate de membru, în Asociația de Dezvoltare Interfinanțare Bancă, ADIF, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Inițiator, comisionar și comisia de votare. Dăm pe votul cu mâna. Vă să citești articolul 1, 2, 3 și 5. La articolul 4-lea, am vrea să fie modificat. Un pic aici, cu bunăvoința domnului Dima, consilier local. Deci, proiect de hotărâre privind primirea oarte de rezghiști în calitate de membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ADIV, aia cu apă, da?
și modificarea actului constitutiv și al statutului acestei. La primul articol, propun să se aprobe primirea oarecărei Bistrița în calitate de membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică. Articolul al doilea, să se modifice actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică în mod corespunzător. Adică în sensul de a fi trecut ca membru în asociația respectivă. Articolul al treilea, să se modifice statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică în mod corespunzător. Deci, în al doilea act constitutiv și în al doilea statut. Articolul al patrulea, din respect față de ordine, să se acorde mandat reprezentantul Comunei Bogdănești. Am fost trecut aici, dar în realitate merge domnul viceprimar, am spus pe și. El a mai fost pe acolo, are mai multe mașini decât mine. Identificat cu acte de identitate. Sunteți de acord, domnul viceprimar? Da. Trebuie votat ca atare. Mulțumesc. Articolul al cincilea, care este și ultimul în acest proiect, după aprobarea hotărârii ce fi comunicată de secretarul general al Comunei, domnul Ceu Vasilui, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Atim, instituție prefectului județului Bacău, persoane nominalizate la articolul al patrulea al hotărârii Consiliului Județean Bacău, să fie aduse la cunoștință publică în condițiile reguli. Mulțumesc! Comisia numărul 3 juridică a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc! Dacă domnul consilier, dacă trebuie să mai cuvânt. Dacă nu, proiectul de aprobare. Cine este pentru? Da, și proiectul este proces. Cum vă dăjezea, a fost aprobat la limitate de vorbă. Vă mulțumesc! Trecem la ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizori publici și privați la nivelul Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru perioada 2021-2025. Inițiator, domnul primar și comisia numărul 2. Da. Numai o singură precizare, de fiecare dată dumneavoastră a spus că inițiator, primar și comisiile. Eu am nominalizat comisiile doar ca să știți dumneavoastră care comisie întocmește avizul. Inițiator la toate proiectele de hotărâre a fost domnul primar. Da, mulțumesc. La primul, poate îi dau drumul, da? Da, da. Mulțumesc. La primul articol propun să se aprobe strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizori publici și privați la nivelul Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru perioada 2021-2025, conform anexei care face parte integrat din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea. După aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de doamna Scutarul la Mâinica Elvira, consilierul în aparatul de specialitate al primarului. Al treilea articol, care este și ultimul. După aprobarea, hotărârea se va comunica de către secretarul general al Comunei, domnul Ceu Vasile, doamnei Scutarul la Mâinica Elvira, primarului Comunei Bogdănești, instituției prefectului județului Bacău, și va fi adus la cunoștință publică în condițiile de lege. Am aici un referat de aprobare care, zic eu, conține axiomatic trei idei. Deci, având în vedere atribuțiile administrației publice locale stabilite prin legislația aferentă, și că e vorba de protecția socială într-un termen mai complet. Caracterul complex și prioritar al protecției sociale, legislația sectorială în vigoare, sigur solicit aprobarea acestui proiect de hotărâre. Dar, dincolo de asta, am citit cu atenție ca de fiecare dată, pentru că atunci când folosim centrală, este un domeniu sensibil, trebuie să se demonstrăm acest lucru. Pentru că este vorba de protecția socială, este vorba de oameni. Subiectul principal și cei care ne-au trimis la ea, în acest proiect.
raportul de specialitate, respectiv strategia, sunt foarte bine făcute. Da? Nu putem, din păcate, să le apreciem decât din perspectiva unei construcții teoretice. Partea practică depinde de altceva la care se revine. Dacă ați avut timp și răbdare ca să lecturați măcar o dată această strategie de dezvoltare a serviciilor sociale, acordare de furnizori publici și privați. Noi nu avem decât public, atâta cât putem noi, la nivelul Comunei Bogdănești, pentru o perioadă unecat destul de impresionant. 4 ani de zile. Strategia este structurată pe mai multe capitole și ne ajută să înțelegem ce trebuie să facă, ce trebuie să cuprindă, cum se realizează și în același timp o strategie care este o construcție generală. Că e clar că o pornesc de la niște modele. Nu este o născocire proprie a doamnei Sudară. Ei ar putea să facă la câte experiență, dar tocmai pentru conciziune, pentru corectă înțelegere, normal că a avut un document clar. Începe cu misiunea acestei strategii și o și precizează. Misiunea acestei strategii este aceea că prin serviciile sociale și beneficiile sociale acordate să asigure dezvoltarea capacităților individilor și sau a comunității, tocmai pentru că am spus mai sus, se referă și la persoane private, pentru soluționarea propriilor nevoi sociale, precum și pentru creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială. Vedeți frumos. Numai că pentru îndeplinirea acestei misiuni este un drum lung și care înseamnă mult. Scopul strategiei este amintit aici. La nivelul Comunei Bogdănești pentru perioada 2021-2025 este crearea unui sistem de asistență socială sustenabil, echilibrat, bazat pe principiile justiției sociale care promovează incluziunea socială prin măsuri active. Prin implementarea strategiei se caută de a asigura condițiile furnizării unor servicii sociale de calitate care implicit se conducă la îmbunătățirea calității vieții familiei și persoanelor sărace. Fără niciun venit sau cu venituri foarte mici a persoanelor cu handicap, a șomerilor, a pensionarilor, precum și a altor categorii de persoane defavorizate de pe raza Comunei Bogdănești. Sunt puțe multe și depinde ce rămâne sau cu ce rămâne. În mod sigur, cel puțin una din caracteristicile din definiție prin acestul de strategie trebuie să ne dea de gândit. Cum să realizezi un sistem de asistență socială sustenabil? Obligatoriu prin gândire la resurse, care înseamnă și resurse financiare și resurse umane. Ori aici stăm cum stăm. Nu e ușor pentru că știu când avem solicitări, când avem asistență socială, cu contract din muncă, noi nu putem, pentru că nu avem resurse financiare. Guvernul dă cât poate, noi punem cât putem, ați văzut că procesăm cu foarte mare atenție atunci când aprobăm numărul de asistent personal. Capitolul al doilea prezintă niște obiective ale strategiei și niște indicatori de rezultate. Capitolul al treilea, niște principii. Începe frumos cu principiul universalității, echității, solidarității, despre care am mai vorbit. Noi procedăm la principiul centrării pe nevoia individuală, principiul abordării globale. Și de asta vine, cum se spune, superflu.
stabilește, asta am zis într-adevăr că este realmente important și de folos activității la compartiment. Grupurile țintă, și aici ați menționat, copiii și familiile aflate în dificultate, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele violente în familie, persoane și familii fără venituri. Și apoi aceste grupuri sunt analizate într-o detaliere. De exemplu, la copii și familii aflate în dificultate, identificate, cel puțin la nivelul comunei noastre, tineri provenind din sistemul de protecție a copilului, familii monoparentale, familii tinerii, copii separați de părinți sau curente separate, copii cu părinți pe care la muncă străinătate, victimele violenței familiei. Și nu lipsă de protecție de mare menoare. Probleme sociale ale copilului și familii aflate în dificultate, lipsa locuinței, lipsa actelor de identitate. E cutremurător când întâlnești o persoană, chiar așa, acolo, fără acte de identitate. Nu există. Nu există cu acte de identitate. Ați văzut situații care dau de gândit în perioada stării de urgență. Anumite categorii nu contau. Nu există, nu am nevoie să circul, nu am mă refer nu numai la ce mai voi. Sunt momente când, dacă se eludează drepturile fundamentale ale omului, de ce umiliți? Nu numai noi ăștia care avem conștiința de cine mai în vârstă, trecută prin multe, gândiți-vă la copii. Că rămân cu traume toată viața. Se vorbește despre abandonul școlar și așa mai departe. Un capitol la Cintila înseamnă în contextul elaborării strategiei. Am mai comentat. Apoi, spuneam că interferează foarte bine strategia în mare cu situația contextuală. Și trece la domeniile care constituie obiectul de preocupare sau formele de intervenție. Venit domeniul garantat, alocate de stat, alocate de susținere. Aveți, de exemplu, la un moment dat, o situație statistică. Fiind în ședință publică, pentru noi toți, dar în primul rând pentru cei care sunt invitați, consider că este o bună ocazie pentru transparență. La sfârșitul anului 2020 și, cum se spune, în lucru pentru anul corect, avem 8 dosare pentru indemnizație cu creștere copilului. Dosare pentru stimulent, 2. Sunt cei care primesc o sumă de bani ca să meargă la revenitul. Dosare alocate de stat copii până la 2 ani. 10. Știți că este o adevărată pevatură în Parlament, în mediul partidelor politice, presă și așa mai departe. Cu majorarea alocate și așa mai departe. Dosare alocate de stat copii între 2 și 18 ani, 2 dosare. Eu aș pune problema și din altă perspectivă. Ne plângem că suntem un popor împătrânit, mai ales în mediul rural, ne plângem că nu avem forță de muncă, dar de aici pleacă situația. În momentul când ai mai mulți copii, să spunem, cu părinți bogdănești în care se nasc afară, sau undeva 50-50%, trebuie să ne dea de gândit sau să dea de gândit strategilor la locate de susținere în funcție de venituri aici. 40 la sfârșitul anului 2020 dosare alocate susținere în plată. 40 anchete sociale 86 la ajutor social. Avem 16 dosare. Bine, într-un dosar se
pot regăsi ca beneficiare mai mulți membri. Restul, n-am încurajat niciodată sau n-am procesat în afara legii, prin alte criterii decât cele normale. Anchete sociale 62, alte situații, fișe de cauză, la moarte se fără de parte. Aici eu reamintesc problema resurselor. Toată lumea, mă rog, interesat, neinteresat, Facebook, așa lovește în oameni primărie și așa mai departe. În loc să lovească în mine, lovește în oameni primărie. Dar mă întreb ce să facem dacă poate să plece dintre oameni cu experiență, ce se spune? Cine nu are oameni cu experiență, o să-i sau. Și atunci va fi mai bine la acest companie. Dacă nu ai o persoană cu experiență tăpărcită, cum se spune, poți derapa foarte ușor. La compartimentul agricol, tot la fel. La urbanism, tot la fel. Pleacă cineva, ceva postul e vânat și vine cine vine, fără experiență și așa mai departe. Și atunci, sigur, rezultatele vor fi în ghilimele. Deocamdată, eu nu pot consist decât că apreciez strategia. Merită să fie trecut, oricum nu avem alta mai bună și oricum nu schimbă situația prea mult. Știți cine schimbă situația? Omul. Omul de la compartimentul pe aici, omul de la contabilitate, omul de la registrul agricol, dacă vrea să anunțească, e corect, casierul, dacă vrea să adune. Fișa postului e bună, că știi ce trebuie făcut. Ne ajută ca să receptăm echipa împreună, dar parcă merităm mai mult respect. Mulțumesc! Nu vă mulțumim, domnul primar. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Domnul președinte. Dacă sunt domnul consilier, vă spun ceva cu mult. Dacă nu știu de aprobare, ce este pentru? Deci, în unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Mulțumim. Trecem la punctul numărul 8. Raportul de privire la activitatea desfășurată de asistent personal pentru persoane cu handicap în semestrul 1-2021, de lucru doamnă în cadrul provinței de Da, o să prezint eu, pentru că vă spuneam prima doamnă care este în conceptul Deci, în baza legii 448-2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform articolul 40 al 2, Serviciul Public de Asistență Socială prezintă semestrial un raport Consiliului Local Bordănești. Conform fișei postului, asistentul personal al persoanei cu handicap are următoarele obligații. Să acorde îngrijire, supraveghere și ajutor minorului sau adultului cu handicap, asigură alimentația corespunzătoare persoanei cu handicap, servește masa respectând orele de masă, asigură meserea și condiții igienico-sanitare necesare, alimentează drept sau sprijină bolnavii care au nevoie de ajutor urmărind educarea și formarea depinderilor de autonomie, asigură igiena corporală bolnavilor, lejerie de corp, articole de îmbrăcăminte, lejerie de pat, întreținerea curățenii și a măsurilor igienico-sanitare, asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizăm la timp semnele de boală sau localizare și a măsurilor ce se intră în transport spital, solicitare control medical de specialitate la domiciliu. Respectă și sprijină realizarea planului de recuperare indicat de specialiști, kinetoterapie, ergoterapie, terapie inițiate de centre de recuperare. Participă la forme de perfecționare, pregătiri profesionale organizate de DGASPC Bacău. Subsemnat ascultat în omiția Vira, consilier în cadrul aparatului de specialitate a primarului Bordănești, analizând activitatea asistenților personali care au îngrijire persoane cu handicap grav, s-a constatat următoarele. 1. Pentru Brănici Adin, asistent personal pentru fiul Brănici Andrei, cu domiciliu în comuna Bogdănești, în vârstă de 20 de ani, se încadrează în gradul de handicap 1 grav, conform statului de grad 2.740
în 24 septembrie 2019, lucrarea de comisia de evaluare a persoanei cu handicap pentru adulți este încadrată în gradul de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate permanentă. Brănici Constantin, asistent personal pentru fiul Brănici Ștefan, cu domiciliu în Comuna Bogdănești, în vârstă de 19 ani, este încadrat în gradul de handicap 1 grav. Conform certificatului de grad numărul 4227 de 3/12/2020, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanei cu Handicap pentru Adulți, este încadrat în gradul de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate permanentă. Resverița Nișoara Crenguț, asistent personal pentru fiul dascălui Petru Vasile, cu domiciliu în Comuna Bogdănești, în vârstă de 21 de ani, este încadrat în gradul de handicap 1 grav. Conform certificatului de grad numărul 547 din 21/2018, grad de Comisia de Evaluare a Persoanei cu Handicap pentru Adulți, este încadrat în gradul de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate permanentă. Ghindăoanu Teofilia, asistent personal pentru numita Apostol Gabriela, cu domiciliu în Comuna Bogdănești, sau Filipești, în vârstă de 60 de ani, este încadrat în gradul de handicap 1 grav. Conform certificatului de grad numărul 4789/26/2019, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanei cu Handicap pentru Adulți, este încadrat în gradul de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate 24 de ani. De fapt, astea sunt cele patru situații pe care dumneavoastră deja le-ați aprobat în perioada de timp, mă rog, proximă. Din vizitele efectuate la domiciliu, văzută de persoane sus menționate, beneficiază de îngrijire, supraveghere și ajutor permanent din partea familiei. Asistență personală, după la îndeplinirea atribuțiilor, sarcinile și responsabilitățile, conform și postul. Să le-am spus eu, supra. Mulțumesc. Da, mulțumesc, general. Informare cu privire la statul verbă de completare a datului cu registru agricol, PSMS 1-2021, la OAP Bocănești, cu Cibacov, de zi cu doamna Bocurodica, referință. Informare cu privire la statul verbă de completare a datelor în registru agricol, PSMS 1-2021. În semestrul 1-2021, la OAP Bocănești, s-au completat la registru agricol poziții de pe lot de anul 2022-21 și anul. 922 poziții de rol pentru statul Bogdănești, 266 poziții de rol pentru statul Bogdănești, 1469 poziții de rol pentru străinași, 36 poziții de rol pentru societăți, pe fiul, IFEU și INIM. În această perioadă s-au făcut modificări la rolul de agricole din registrele agricole pe suport de hârtie și pe cele de suport electronic, conform documentelor depuse, s-au transmis datele de modificare către compartimentul taxe și impozite pentru stabilirea impozitelor. În semestrul 1 al anului 2021 s-au eliberat de la registrul agricol următoarele documente. 12 anexe 1 și 2 pentru atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar și identificarea imobilului, 105 adeverințe pentru carte identitate, 151 adeverințe de rol pentru arendă, eon, cadastru funcțial și alte instituții, 101 adeverințe pentru AP Onești. Tot în această perioadă au fost întocmite și înaintate la Direcția Agricolă și la Direcția de Statistică Bancului. Rapoartele și situațiile statistice solicitate au fost date răspunsurile la cererile solicitate de persoane fizice, persoane juridice și anume Instituția Prefectului, Direcția Agricolă, Judecătorii, Executori Judecătorești, Societăți și alte. În ceea ce privește fondul funcțional, s-au întocmit dosare pentru corectarea tablalelor, parcelelor înscrise eronat în titlurile de proprietate și s-au înaintat la Comisia Județeană Bacău, care la rândul ei a eliberat hotărâri de acest sens. De asemenea, s-au întocmit documentații și s-au înaintat la Comisia Județeană pentru obținerea ordinului prefectului sau înscrierea în titlul de proprietate a terenurilor de subtăriri, pentru care unele cazuri au fost rezolvate prin hotărârea Comisiei Județene, s-au întocmit titlul de proprietate, altele urmând să primească răspunsul Comisiei Județene. În această perioadă s-au emis 3 atestate de producător pentru persoanele care cumpără
produse agricole pe piață. S-au întocmit documentațiile pentru vânzarea terenurilor extravilare, conform legii 17/2016, lucrare care în prezent există acum cu alte modificări. Tot în această perioadă se lucrează la documentația pentru amenajamentul pastoral. Pentru o activitate eficientă a lucrărilor de completare și ținere la zi a registrelor agricole, se va ține cont de hotărârea numărul 985 din 2019 și normele tehnice de completare și ținere la zi a registrelor agricole, de actele care se depun la primărie, de termenul stabilit de lege, de transmiterea datelor colectate de compartimentul de taxe și impozite pentru a se stabili impozitul. De asemenea, se va ține cont de solicitările cetățenilor și de modul de rezolvare a acestor cereri. Poate reflecta, poate să le înțelege ca un om corect.
cam de oameni cu asemenea trăsătură are nevoie de grad de stația locală din Comunării. Eu înțeleg asta proporțional cu numărul de îndrăgături de Comunării. Îi doresc sănătate, în primul rând. Mai credit că e informare. Atât, mulțumesc. Două cuvinte aș spune și eu. Evident că activitatea de la Registrul Agricol este o activitate destul de complexă datorită multitudinilor de informații pe care le deține doamna Busuc, având experiența de 30 de ani pe care o are în primărie și având în vedere că și atât ea cât și eu am debutat odată cu legea 18 în primărie. Și vă dați seama că cunoaștem, poate dă seama în unele cazuri, situații mai bine decât mine, pentru că se lovește zilnic. Și din cauza asta este foarte greu de înlocuit un funcționar public, dar ce să facem? Asta este viața. Până la urmă, nimeni nu este de neînlocuit, dar o să vedem pe parcurs cum ne va fi. Da. Atât, mulțumesc. A avut dreptate nevoie. Noi rând, ești simt de ce? Acum ești la punctul de ce? Acum, înainte de a trece la solicitările adresate Consiliului Local, vă rog să-mi permiteți, tot următorul an, deci eu nu solicit nimic de la Consiliul Local, am solicitat și m-a tot de acord. Totul la fiecare colegă de hotărâre, am solicitat adoptarea acestor de hotărâre, pentru care mă mulțumesc. Legea spune că trebuie să anunț Consiliul Local când plec în concediu. De pe data de 16 august, o să iau o parte din concediu legal, probabil până în 15 zile. De aia vreau să vă rog pe cei care formează liberativul, ca să las locurile în ordine, în perioada concediului. Vă să convoc înainte de a... De obicei, conform regulamentului, îl lăsam cam la sfârșitul unic. Pe ideea că intervin probleme de ultim moment. Vă să vă convoc pentru data de 12 august. Vă deranjează? Nu. 12 înainte de 16. Dacă vă deranjează, mergeți în deplitație. Sau îl convocați, întrebați. Da, doi de ce au. Dar atributul de a convoca Consiliul Local este al dumneavoastră, așa că dumnealor o să răspundă la convocare, sau nu? Nu vreau să trăim în schimb aici, dar mai dacă vă rog. Ca să dau citire și solicitărilor adresate dumneavoastră de către... Consiliul Minorite și... Și. Și. Da. Deci o solicitare adresată Consiliului Local. Biserica Adventistă de ziua 7-a din Comuna București de Spaldoc, prin împuternicul Cenușă Valeriu, care este aici de față, vin prin prezenta ruga să vă binevoiți să ne aproba un ajutor financiar pentru reparatul reparațiile necesare la Biserica Adventistă. Menționez că localul este foarte deteriorat și se află în pericol de a nu mai putea fi folosit ca locaș de cult. În devizul anexat sunt menționate lucrările necesare. Vă mulțumesc. Da, devizul de lucrări ar fi de 17.340. A fost altul, dar domnul Cenușu Mela mi-a adus acum alt deviz mai mic. Primul era de 27.000. Din ce am înțeles eu, dumneavoastră ar fi cumpărat tabla. Deci devizul de lucrări ar fi de 17.370. Și
Manovera ar fi de 31.575 lei. Deci, în total, vreo 50.000 de lei. Mă rog, aproximați. Deci asta ar fi solicitarea domnului Cenușa. Am să fac și eu o completare pentru a vă ușura păcatele. În primul rând, pentru a vă ușura mie păcatele. Prima dată a venit la mine ca o doamnă de cred. Îl cunosc de mai mult timp. Ne-am amintit cu ocazia aceea că am ajutat spurtele de pe teritoriul comune. În primul rând, biserica din Bogdănesc. Am ajutat în condiții de lege. Domnul secretar știe cel mai bine. Există o hotărâre de guvern, parcă, în legătură cu ceea ce înseamnă condițiile de acordare. Nu poți și unul dai bani la biserică să-i spun că preotul veșnic e cruciulit Dumnezeu să mă ierte și așa mai departe. Dar atunci când îi cade plafonul în cap, și ei formează, într-adevăr, o minoritate în ceea ce privesc cultele, dar au același Dumnezeu ca și noi. Și cred că e bine să, ca să reflectăm. I-am explicat că dumneavoastră trebuie să aprobați. Avem și o comisie de cultură și părerea mea să dăm dovadă de bunăvoință. Nu o să sărăcim noi pentru o anumită sumă pe care o să facem. O să mai pun și ei, probabil, dar a nu găsi bunăvoință la administrația locală nu mi se pare enorm. Indiferent de ceea ce zic, cei care nu sunt aici vor răstămăci ca de obicei ceea ce facem noi aici. Avem propria conștiință, propria determinare și votul dumneavoastră este liber. Da, deci... Doamna președinte, doamnă și domnul, privind la solicitarea domnului Cenușa, eu zic că n-ar trebui să existe îndoieli. Am 12 ani că sunt consilier local. De către mine și alți colegi, sau știu, în campanie electorale, poate ne-am mai folosit și lucrul ăsta. Având în vedere că în 12 ani acestei biserici nu i s-a acordat niciun euro. Bănuiesc, adică cred eu că și dumneavoastră fac parte din comunitate, sunt plătitori de taxe și impozite ca și ceilalți. Și au venit cu o solicitare la atâția ani și cred că ar fi bine să facem un proiect de hotărâre. Să reflectăm pe baza acestui proiect și să-l aprobăm pe cetățenii noștri, indiferent de orientare. Vă mulțumesc, doamna. Mulțumesc. Eu atât vreau să precizez, domnul președinte, să precizați, dacă inițiați dumneavoastră dintre membrii Consiliului Local proiectul de hotărâre și să nominalizați persoanele care vor iniția acest proiect de hotărâre. Atât, mulțumesc. Eu vă puteți pregăti pentru data viitoare. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Poate să faceți un proiect de hotărâre, dar 12. Supuneți la vot. Puneți la aprobat. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, s-a aprobat. Să pregătim ca să o prindem convocare. Comisia de specialitate numărul 2 se inițiază un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui sprijin financiar în baza documentelor depuse de către domnul Cernușă de Biserica Adventistă de ziua așa. Da. Trecem la... Mai ales că am fost acum, am făcut poze. Instalația electrică e praf, oricând se poate lua foc. Adică e un lucru bun, că după atâția am venit așa la biserică, la dentist. Deci tu atribuiește la proiect. Ai intrat în amândouă? Asta a fost ideea mea. Nu este, ai intrat în amândouă? Da. Mai au pe an. Da. Nu am fost de mult acolo, dar știu că aveam un pe an. Eu am fost la mea și m-am văzut în amintea de campanie de zi. Da, eu cred că deja ministrul s-a spus. Haideți să continuăm, da? Da, da. Da, mai este o solicitare adresată la Cheșii. Mai este o solicitare adresată Consiliul Local, subsemnații, mai jos menționați, o să vi citesc la urmă,
din Comuna Bogdănești, județul Bacău, în calitate de cetățen ai Comunei Bogdănești, plătitor de taxe și impozite, vă atragem, sau, da, vă atragem la cunoștință, așa scrie, următoarele despre activitate zilnică, jalnică, paranteză defectuoasă, a numitului Andrușcă Constantin, șef SVSU din cadrul primăriei Bogdănești, cum ar fi 1. Umblă timpul programului de lucru sub influența alcoolului la diverse persoane din comună, cum ar fi Răgăuțeanu Ion, Cristian Ion, Andrușcă Ion și alții. 2. Face zilnic tratamente medicale la animalele sătenilor din comună în timpul programului de lucru. 3. Face monte, sămânțări artificiale la animalele persoanelor fizice, cât și la societăți. Paranteză Șerba. 4. Nu-i specificată în... Mai mulți semnatari venind cu treabă la primărie, l-au văzut și au auzit cum domnul Andrușcă se ceartă cu vicele Botez, că nu mai vrea să meargă la treabă, zicând că nu este bunoiul comunei și că își murdărește parcurs. Bunoier. Vreau să mă scuzați, eu... Mă puneți ochelare și eu ce scrisul este un pic mai așa. Dar eu mă stătuiesc să citesc în tocmai. L-am văzut beat în mod repetat mai mult semnatar. Nu mai scriu, nu mai zic de fiecare dată beat, că este la fiecare dată, spune aici 17-12-2020, zona Tărbou. 14-1-2021, zona peste deal sau peste vale. 10-2-2021, zona Mânteni. 11-2-21, zona Hotar. 3-6-21, zona Hotar. 11-6-21, zona Hotar. Din toate astea, să știți că la mine n-a fost niciodată, că eu stau pe Hotar, dar ca să știți de la început. Așa, 22-6-2021, zona Rocos. 30-4-2021, Filipești. În data de 22-6-21, ce trecea apa cu motopompa la familia Rotaru, fiind beat, a luat și bătaie și a sunat la 112. Rugând conducerea primăriei, punerea petiției pe ordinea de zi în dezbaterea Consiliului Local și format o comisie pentru monitorizarea domnului Andrușcă Tinel, Babil, formată din Consiliul Local și cetățeni din Comuna Bogdănești, și totodată o analiză zilnică și lunară a activității domnului, să vedem dacă justifică salariul pe care îl ridică lunar. Solicităm trecerea petiției pe ordinea de zi cu număr de înregistrare, are număr de înregistrare, să știți, se poate vedea, și să fie menționat în procesul verbal de ședință, ceea ce doamna menționează, evident. Mai vrem să știm dacă Andrușcă Tinel deține, are, certificat de calificare pentru funcția pe care o are primărie. Și semnatarii, botezatul Eugen, botezatul Tereza, Marcu Rareș, Moise Vica, Toma Cătălina, Palade, Andreea Cosmina, Cristinoiu Adrina, Cristinoiu Cristian Dinu, George Ion, Samu Cerasela, Martin Bogdan, Cristinoiu Dinu, Gamă Maria, Dumitru Dinu, Cristinoiu Cristian, Cristina, pardon, Măriuț Vasile, Răcăuțan Ileana, Cojoc Andrei și mai sunt aici, Dima Niculina, Vlacu Costel, Zarsu Ne, Câmpeanu I, Nican Constantin, Barna Cătălin, Cojoc Andrei. Răspunsul îl trimiteți la adresa Dima Niculina Bogdănești, numărul 40. Asta este solicitarea. Eu am citit cei care sunt pe listă, ca o precizare, sunt plecați în străinătate. Nu știu cum au semnat. Dar sunt plecați în străinătate din Marea Britanie. Deci, domnul președinte, este adresată dumneavoastră, dumneavoastră propuneți... Eu, dacă vreți o mulțime, vă pun la dispoziție și... Vă răspuns. Da, dacă dumneavoastră consiliere... Da, eu vreau să dez referitor la această chestie care făcută. În primul rând, aș vrea ca
semnăturile să fie verificate. Pentru că nu mergem pe date și eu cred că e caz penal, dacă semnătura este făcută de altcineva. Deci, în primul rând, să găsim o modalitate de a verifica semnăturile și pe urmă vom proia cu autodrona de a fost verificat GPS-ul. Adică, înainte de a lua niște decizii și asta trebuie să gândim mult. Eu nu am nimic cu acest domn Andrușcă, dar nu așa se procedează. Da, asta am să spun, să fie verificate semnăturile și cine a greșit să plătească. Mă refer la cei care e semnătura falsă, e caz penal. Și poate așa se mai recuiesc să mai facă semnături false. Atât. Domnul, da. Da, acum, și eu am primit că memoriile lor identice, similare, să vezi ce spune. Dar eu fac precizarea că nu cunoașteți organigrama administrației locale. Fiind șeful unui serviciu al comunei, este subordonat numai Consiliului Local. Și conținutul era același. Acum, ca să mai umanizăm situația, vă pot anunța că deja l-am pedepsit pe Andrușcu Constantin, am vorbit cu medicul, l-a crestat așa, i-a tăiat piciorul și l-a prins în șuruburi. Și sperăm că o să fie sănătos. Acum, apropo de faptul că este subordonat Consiliul Local, eu vă reamintesc că am aici un proces verbal la ședințe din 27.1.2021. La punctul al 8-lea figurează un raport privind activitatea desfășurată de serviciu voluntar pentru situația de urgență în anul 2020. Acum, o să merg la acest punct. Să vedem ce menționează procesul verbal. Trecem la următorul, citesc. La următorul punct, raport cu privire la activitatea desfășurată de serviciu voluntar pentru situația de urgență în anul 2020. Și dăm cuvântul domnului șef, Celesiu Andrușcă Constantin. Domnule și doamnele consilieri, sunt invitați la discuție. Nu văd niciun comentariu. Nici de bine, dar nici de rău. Puteți consulta respectivul document. În mod firesc, eu am făcut aprecieri pentru că trebuie să coordonez activitățile comitetului local pentru situații de urgență. Deci, când sunt probleme, trebuie să fie și barbaricat în primul rând. Citesc aprecierile. Adică, le repet, le reiterez, presc. Domnul primar face precizarea că apreciază activitatea domnului Andrușcă Constantin. Nu este un tip comod. A reușit să țină aproape o echipă, că nu e ușor. Că mulți au plecat și ceva, pentru cât e taxă și impozite, de ce să stai, o să mă drăznească, să mă flouă. A participat la toate intervențiile și activitățile de prevenire. Eu mențin aceste aprecieri, apropo de adresa care, din necunoaștere, mi-a fost adresată. Mulțumesc, îmi pare rău pentru lucru. Da, dar pe mandatul meu, să scrie, mă scuzați, pe mandatul meu, domnul Mișelor, nu mai există, deci nu mai are. Deci, efectiv, scrie numai așa. Nu, pentru că vă spun asta înseamnă răspire, asta înseamnă lăsare. Eu am... pe baza documentației care am primit-o, am solicitat oficial celor îndreptățiți să facă verificările despre care vorbea și doamna. Nu e posibil să atace un om în felul acesta. Cine a făcut-o, eu sper să răspundă conform legii. Așa ceva, eu n-am mai întâlnit. Când el la un moment dat a fost problema, nefiind obiectiv cu domnul Cristi, viceprimarul,
care sunt niște atribute specifice, dar să știm că domnul Bordeaux poate confirmă. Ei colaborează bine în prezent. Da. Ajută și la alte trebuie. Și să țem o mână de oameni în primărie. Nu știu, pot de exemplu, sunt dezamăgit, dar mai mult stupefiat că poți ataca un om în felul ăla. Mai avem. Da, cele două doamne, comisare, au ce doamne? Da,